Realizarea investiției a fost cerută de Primăria Comunei Griji după ce în urmă cu câțiva ani la nivel local au fost înregistrate inundații grave, apa a două părâuri ieșind din matcă, au fost distruse mai multe locuințe, anexe gospodărești și sute de hectare de terenuri agricole. Primarul Comunei Griji, Panfil Berar, a declarat că barajele de retenție vor fi construite pe ambele părâuri înainte de a intra în localitatea Griji pentru a prelua și opri eventualele viituri cauzate de ploi torențiale. Panfil Berar a precizat că proiectarea celor două baraje a început, investiția urmând să depășească 1 milion de euro, bani care vor fi obținuți din fonduri europene. Potrivit primarului Panfil Berar, barajele ar urma să fie construite până anul viitor, astfel încât centrul Comunei Griji să fie ferit de eventuale inundații. Baraje similare sunt prevăzute a fi construite inclusiv în apropiere de municipiul Zalău pentru a proteja orașul în fața unor eventuale viituri.